din 1 Timotei capitolul 3, versetul 16 și apoi din 1 Timotei capitolul 4, versetele 6 la 8. Deci 1 Timotei 3 cu 16 mai întâi. Și fără îndoială mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Și de la 4 cu 6 în continuare. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie evlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Amin. Ne asociem cântării și spunem din toată inima să trăiască Domnul. Dorim să fim de acord, așa cum se încheie rugăciunea Tatăl nostru, ca El să fie Dumnezeu în vecii vecilor, Lui să fie slava și puterea. Amin. Dragii mei, pentru această seară, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbim despre evlavie. Vreau mai întâi să amintesc câteva chestiuni de ordin teoretic, iar apoi să abordăm câteva probleme de ordin practic. Am citit din 1 Timotei 3 cu 16 că există o taină a evlaviei care a fost arătată în Domnul Iisus Hristos și va fi, privind la cea de-a doua lui venire, descoperită pe deplin. Iar în capitolul 4 am citit că îndemnul acesta de a fi evlavioși este recomandat mai întâi slujitorilor și, evident, apoi tuturor celor ce vor să se asemene cu Domnul Hristos. Cuvântul acesta în românește, nu știu în ce măsură, ne lasă să înțelegem tot ceea ce conține el, ca și o definire, ținând cont de înțelesul lui semantic în limba greacă. Evlavie înseamnă o înțelegere corectă a ceea ce este Dumnezeu, o raportare corectă în fața lui Dumnezeu. La ei era starea de echilibru între extrema ateistă și extrema idolatră a superstițiilor. Deci nici să nu-L nești pe Dumnezeu, nici să nu-L înțelegi greșit. Să îți dai seama cine este Dumnezeu și cum să îi te raportezi. În versetul 8 am citit că deprinderea trupească, adică dacă cineva ar încerca prin niște măsuri severe de a-și constrânge trupul, n-ar reuși să ajungă la o mare spiritualitate. Și în Coloseni 2, de exemplu, se dau detalii, ceva de genul nu lua, nu gusta, nu atinge, de a te călugări, am spune noi, nu neapărat asta te va sfinți. Asta poate fi de puțin folos, un antrenament în a nu mânca ceea ce scrie aici sau a te restrânge într-un mod voit, a încerca din afară să realizezi un sfânt, așa, să-l cioplești pe toate părțile, zis, și să-l ciocănești la capete până când o să-ți intre într-o matriță sfântă. Dar spune Scriptura aici, evlavia, dacă este înțeleasă și nu numai practicată, are un mare randament, este utilă și în viața aceasta, adică un om evlavios trece frumos prin viață. Chiar dacă cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți, are fericirea de a trăi cu Dumnezeu. Dar evident cu atât mai mult are promisiunea vieții veșnice, lucrare care vrem să se realizeze în dreptul tuturor, Doamne, ajută-ne! Același Pavel scrie aceluiași Timotei, pentru că expresia evlavie apare cel mai mult în epistolele scrise lui Pavel, acestui ucenic al său, citesc 1 Timotei 6 cu 6, negreșit, adică să ne fie clar, evlavia
însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Vreți în seara aceasta să căutăm să fim evlavioși și așa să rămânem după aceea? De bună seamă, și unii și alții am reușit să atingem starea aceasta la un nivel, să zic, un procent anume. Dar Dumnezeu ne vrea să tindem spre desăvârșire, să ne asemănăm cu El tot mai mult, să căutăm să fim evlavioși. O să iau în mod distinct chestiuni practice de evlavie pentru bărbați și apoi pentru femei. Pentru bărbați vreau să luăm un om evlavios, de exemplu, și să observăm patru aspecte din viața lui. Deschideți cu mine, dacă aveți Biblie și doriți, la cartea Nemia. Să-l urmărim pe acest paharnic de la curtea împăratului Artaxerxe, care, potrivit cu ce spune în capitolul 1 cu 2, când a venit unul din frații săi și alți câțiva oameni din Iuda, i-a întrebat despre iudeii scăpați care rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei i-au istorisit următoarele: cei ce au mai rămas în robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile lui sunt arse în foc. Și acum rețineți o primă reacție a omului evlavios. Și ca nu cumva să ziceți că vreau să forțez eu Scriptura și nu cumva să vă întrebați, dar frate, de unde știi că Nemia a fost evlavios? Hai să vă citesc mai întâi versetul cu pricina. Nemia 13 cu 14. Un cuvânt din rugăciunea lui. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase. Deci ceea ce vă voi prezenta eu sunt fapte evlavioase ale unui bărbat. Deci v-am spus, am trecut în două fraze peste chestiuni de ordin teoretic. Vreau să observăm chestiuni practice. Revin la 1 cu 4. Când am auzit aceste lucruri, adică starea critică în care se afla poporul iudeu, atât din punct de vedere spiritual, cât financiar, administrativ, am șezut jos. Am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Și atât de mult s-a întristat pentru durerea poporului său, încât împăratul a sesizat și scrie în 2 cu 2 că l-a întrebat: pentru ce ai fața tristă? Nu acesta ți este felul, tu nu ești un om melancolic, apatic, totuși nu ești nici bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică. Un bărbat evlavios va fi sensibil la nevoile spirituale și la orice alte nevoi ale fraților săi, ale comunității de care este legat. Știți, nouă bărbaților, nu ne prea este specific să fim sensibili. Bărbații sunt mai cu sânge rece și privesc așa repede peste necazul cuiva. Poate scapă și ei o lacrimă, dar nu se adună lacrimi cât la femeile acelea din Evanghelie să speli picioare la Domnul Iisus. De la bărbați mai greu adun lacrimi. Dar un om evlavios este așa de sensibilizat de nevoile celorlalți încât îl marchează. Nu poate fi indiferent, nu este tot una. Felul acesta de a fi, să știți că e felul de a fi al lui Dumnezeu. Hai să vă citesc din cartea profetului Isaia, unde găsim scris la capitolul 57, versetul 15, următoarele cuvinte. Așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnic și cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Iată că și Dumnezeu e sensibil
la nevoile noastre. De aceea scrie în Psalmul 34, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Nu că rezolvă Dumnezeu problema așa, că trecând cererea prin birou pe la el trebuie să pună o rezoluție. Așa e inima. Domnul Iisus Hristos a fost și el blând și smerit cu inima. A fost sensibil față de nevoile păcătoșilor, de frământările celor din jur. S-a întristat la mormântul lui Lazar. Altădată a spus, mie milă de ei, sunt ca niște oi care n-au niciun păstor. Matei capitolul 9. Hai să ne verificăm. Avem starea aceasta. Dar nu așa să ne țină câteva zile. Să nu mai scap de ea. Că așa să te sensibilizezi o problemă, repet, e ușor. Doi frați au plecat undeva în țară, în zona satul mare, se ducă niște ajutoare pe la niște familii sărace. Unul a rămas în mașină și celălalt a intrat în casă. Dar cel care a intrat în casă zăbovea. Cel din mașină s-a temut, măi, dar ce se întâmplă? A văzut chiar la curtea vecină, parcă un bar, măi, să nu fi l-atacat cineva, să nu fie ceva probleme. Când s-a dat jos din mașină, cel din casă chiar îi făcea semn. Dar nu vorbea, numai cu mâna. Ce s-a întâmplat? A sărit repede. S-a dus în casă. 4 copii handicapați, în jur a vârstei de 25-30 de ani, că niciunul nu putea sta nici măcar pe scaun, numai rezemați în perne. Primul, când a văzut scena asta, a fost așa de înduioșat de a pierit glasul. Deci sunt situații când putem fi atât de sensibilizați încât să ni se topească inima. Dar dacă n-avem evlavie, imediat se betonează la loc. Dar evlavia ți-o ține într-o stare așa fină, e sensibil, te doare, te frămânți. Doamne, dă-ne o astfel de inimă ca să bat așa cum trebuie și pentru cine trebuie, pentru Domnul, pentru lucrarea sfântă, pentru nevoile celor din jur. Un om evlavios nu va fi insensibil față de problemele din biserică. Mor frații sau că trăiesc, că se dezbină o familie sau că rămân împreună. Nu va fi așa, nu poate. Pe el doare. Domnul să ne ajute să fim evlavioși în felul acesta. Trec la o a doua calitate a evlaviei lui Nemia. El a ajuns la Ierusalim prin permisiunea împăratului, a primit un mandat de 12 ani de a se ocupa de refacerea cetății. A spus poporului ceea ce are în plan și s-a apucat la lucru. Dar din capitolul 4 și în mod special în capitolul 6 ne sunt redate mai multe piedici pe care le-a întâmpinat în lucrare. Eu vă citesc pe scurt. De la 4 cu 1 scrie că atunci când s-au apucat să zidească, dușmanii s-au supărat pe ei și au bătut joc de ei. Scrie în versetul 3 că au disprețuit zicând să zidească, numai dacă se va sui o vulpe le va dărâma zidul lor de piatră. El a început să se roage. Ascultă, Dumnezeu nostru, cum suntem batjocoriți, fă să cadă ocările asupra lor. Versetul 6, am zidit zidul care le-a isprăvit pretutindeni până la jumătate. Și când au văzut dușmanii că lucrarea progresează, și-au constituit un corp de armată și s-au hotărât să vină să-i atace. Și din acel moment, Nemia cu ceilalți au luat hotărârea ca într-o mână să țină mistria și în cealaltă sabia. Și așa au muncit până s-a terminat zidul. Dar cele mai multe probleme le-a avut el. Vă citesc în mod special din capitolul 6, cu 1. Nu pusesem încă ușile porților când dușmanii aceia i-au trimis vorbă, vino să ne întâlnim. Și au fost încercări diplomatice, militare, pe fond religios, a pus pe cineva să prorocească împotriva lui. Au încercat să-l compromită, să intre în templu, dar el nu era nici levit, nici preot. Și scrie aici, în versetul 13, câștigându-l astfel, nădăjdeau ca să mă tem și am să mă urmez sfaturile lor și să fac un păcat. Apoi zice el în versetul 11, răspunsul lui, un om ca mine să fugă? Un om evlavios va intra în lucrarea sfântă, potrivit cu darul ce-l are, cu posibilitățile oferite de Dumnezeu,
dar va fi credincios, va fi statornic. Și orice va întâmpina în cale un asemenea bărbat sau o femeie, să nu vă plictisiți până ajungem la partea dumneavoastră, nu o să-l demonteze nimeni, nici nu o să-l oprească nimeni. Știți, vă amintiți de la școală, care a făcut școală în România, că era o poveste cu meșterul Manole, că a venit apă și ploaie să oprească, să n-ajungă. Păi câte nu se pun în calea unui om al lui Dumnezeu să nu-și facă lucrarea? Omul evlavios nu se lasă, fiindcă are dragoste pentru lucrarea sfântă și nu o abandonează. Că nu-i mare minune să ridici o mână în sus, să te înscrii, să te angajezi într-o lucrare, să fii hotărât, să te abonezi că vei face ceva, vei dona, că vei veni, până te supără cineva, până vezi că și alții au curaj, dar când încep să se împuțineze, cam Vechiul Testament, îi pierdu războiul, gata. Dar avea uneori David soldați care când toți fugeau, se puneau în loc. Și spuneau ca românii, cu nemții, nu, pe aici nu se trece. Omul evlavios este ferm, hotărât și nu se lasă. El știe că nu lucrează pentru oameni, ci pentru Domnul. Și nu știu cum se face că bărbații, așa viteși cum suntem noi și tari, abandonăm. Și sunt statistici pe plan mondial, în mod special în domeniul psihologic, că bărbații sunt ființele care renunță foarte ușor și se lasă și nu mai continuă. Nemia s-a ținut de lucrare 12 ani și nu l-a intimidat nimeni și a avut bucuria să vadă ușile închise, zidurile zidite și poporul cântând cu corul și intrând în casa Domnului. După 12 ani a venit din nou, după ce a mers la împărat, după cei 12 ani, din nou să vadă de lucrare și iar s-a ocupat de ea. Așa să vă ajute Domnul și dumneavoastră. Eu știu de la noi, de la biserică, nu știu cum e la dumneavoastră. Ne-am întins și noi și trimitem misionari, predicatori în 40 și ceva de biserici în jur. Și există o programare la început de lună. Dar ba duminica asta, ba cealaltă, sună câte unul, frate, suntem 5 trecuți pe listă, sunt numai 2, cu cine să mă duc? Și atunci sunăm, ei frate, au probleme, altul n-a fost atent, nu s-a uitat. E mare lucru să găsești oameni statornici în lucrarea lui Dumnezeu. Dar să o facă din evlavie, din dragostea lor pentru casa lui Dumnezeu. Oamenii aceștia vor munci fiindcă inima le este acolo. Hai să vă dau exemplul acesta tot din imaginea lui Dumnezeu și tot din cartea profetului Isaia, capitolul 62, de la versetul 1. De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Mi-a dat, pot să taci? Te poate cineva potoli? Vorbă înțeleaptă zice, ca să vezi valoarea unui om, vezi cât timp îți trebuie ca să-l demoralizezi. Cât timp îți trebuie ca să îl oprești dintr-o lucrare, să se potignească și să nu mai facă. Dumnezeu să vă umplă de curaj, de bărbăție sfântă. Pentru că, fie-mi îngăduit să spun, cred că n-ați renunțat niciunul să vă supărați într-o zi să ziceți că nu mai mergeți la lucru. Spune soției sau șefului, așa m-am supărat pe lucru și m-am plictisit, nu mai lucrez. Da, sper că n-ajunge nimeni varianta, cum zicem proverbe, ca foamea să-l îndemne la lucru. Dar în casa sfântă, ori ce foame ar trebui să fie să ne îndemne să lucrăm? Ce nevoie? Poate un duh evlavios, Duhul lui Dumnezeu. Domnul să pună râvna aceasta în noi. Dar rețineți, asta nu e o râvnă cu ambiție, că nu mă las până nu le arat. Nu, asta e o râvnă din dragoste. Și altfel, râvna din dragoste te face să slujești, că ești pe locul întâi, că ești pe locul doi,
că e șef, că e slugă, care are altfel de râvnă, ăla lucrează dacă e în comitet, dacă e în față, când îi vine rândul lui să slujească, dacă e privit bine, și trebuie să-l ții așa, să-l stimulezi. Omul evlavios e stimulat de Duhul lui Dumnezeu și nu-l poate nimeni demoraliza. La el focul e dinăuntru, e ca și în cartea aceea Călătoria creștinului, poate vă amintiți scena aceea că în viața creștinului undeva a văzut că ardea un foc și de-o parte s-a aruncat într-una la apă și se mira cineva, dar de ce nu se stinge? Dar de dincolo era un jet care alimenta focul acela. Ăsta nu-i de la noi, ăsta e de la Dumnezeu, care este evlavios, are în el sămânța aceasta și focul acesta sacru, zicea Ieremia, aș vrea să tac cu ăștia, am tot probleme. Dar am în mine un foc și nu-l pot stinge, dumneavoastră îl puteți stinge? Ei, Domnul care se uită spre mucul care mai fumegă să-l aprindă din nou și să nu se mai stângă niciodată. Când vine Domnul să ne găsească răniți, tineri, bătrâni, cu arma în mână sau numai cu baioneta, dacă nu mai avem muniție, dar să ne găsească pe linia întâi. Amin. Și să-l așteptăm glorios ca să se întoarcă și să ne primească, slăvit să fie Domnul. Amin. Vreau să trecem la o a treia chestiune. Cartea Nemia, capitolul 5, ne descrie că în vremea aceea, muncind, au avut probleme economice, familii, știți dumneavoastră ce este. Și unii și-au permis, zis așa pe românești, să dișmălească pe alții, să ia de la ei, să-i înșele, și alții au rămas prinși în lucrare, n-au avut cu ce să-și acopere nevoile materiale familiilor, și atunci este nevoit într-un moment special să se dea pe sine exemplu. Citesc din 5:14, din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la 32-lea an, nici eu, nici frații mei, că mai erau oamenii evlavioși acolo, nu era singur. De exemplu, uitați-vă pe pagina din dreapta, 7:2, fratele lui Hanani și altul Hanania, căpetenia cetății, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu. Și frică de Domnul cu evlavie sunt sinonime, adică îi făcea o întrecere în evlavie. Iată aspectul la care ne referim, versetul 15. Înainte de mine, alți dregători neevlavioși, cei din tâi dregători împovărau poporul, luau de la ei pâine și vin afară de cei 40 de sicli de argint, chiar și slujitorilor au păsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Omul evlavios niciodată nu-și va permite să trăiască în lux, în huzur, când frații săi și alții în jur au nevoi și trăiesc în sărăcie. A fost dregător și avea venituri speciale, putea să permită să-i se aducă daruri. Și a zis, n-am putut să fac așa. Dimpotrivă, zice în versetele următoare, că a lucrat el și avea la masă mulți oameni. Pentru că, zice în finalul versetul 18, lucrările apăsau greu asupra poporului. Dacă toți au, foarte bine. Dar dacă sunt oameni necăjiți care n-au, omul evlavios nu poate fi cum s-a întâmplat la curtea imperială franceză, când masele populare sărăciseră și au venit într-o revoltă populară și a întrebat regina, dar ce vor? N-au pâine, strigă toți, că n-au pâine, mor de foame. Ea era așa de străină de viața poporului încât a zis, dacă n-au pâine să mănânce cozonac. Adică era ruptă casa imperială de starea poporului. Un om evlavios niciodată nu va putea fi insensibil la nevoile altora. Și când se va ruga și va zice pâinea noastră ce ai toate zilele, îi va aminti pe toți sau se va gândi la toți la care le este foame. Aici este una din slăbiciunile bogaților. Și vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, gata să simtă împreună cu alții. Asta e calitatea evlaviei.
să simtă împreună cu alții, în cele materiale, în nevoile vieții. Zice Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 8, sau în Corinteni, în Roman 15, aici nu s-are în vedere să fie o nepotrivire. Deci, nu îi avem în vedere pe cineva care n-ar vrea să muncească și ar vrea să profite de ajutorul frățesc. Nu la așa ceva se referă Scriptura. Și la faptul că omul evlavios întotdeauna se identifică cu masa de oameni, fie el șef sau fie el patron sau fie el un frate obișnuit, fie el ce ar fi. Eu știu despre dumneavoastră că frații din Austria sunt sensibili cu cei mai necăjiți și chiar și cu cei din țară. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Și rețineți aici o chestiune. Nu vor putea să fie toți oamenii la același nivel material, unul mai sărac, altul mai bogat. Dar întotdeauna nu faceți exces la lucruri de lux. Cei mici, cei mai slabi vor fi ispitiți. Și nu este o stare evlavioasă. Acum că vei avea un lucru de valoare, că vei avea o mașină mai bună ca altul, este normal. Dar, de exemplu, sunt mașini de lux speciale, 60-70 de mii de euro, sunteți mai în temă poate ca mine, care nu au utilitate practică și doar te situează undeva deasupra plebei. Să nu fii ca și ceilalți. Dumnezeu a zis în Israel, când veți pune un împărat să fie frate cu frații, să poate intra toți la tine în casă și să te poți duce și tu la alții, să simtă toți că sunt frați. Domnul să ne ajute și la aspectul acesta, să ne fie milă și să fim sensibili față de nevoile celor din jurul nostru. Numai ca să fii sensibil, vă mai dau un sfat. Când mergeți în țară, mai treceți prin anumite zone sărace din țară și cred că o faceți cea mai mare parte, dar vedeți să nu prindă cumva ispita pe vreun altul. Sau gândiți-vă la alte zone de pe glob și la felul în care putem să fim sensibili față de frații noștri. Nemia venise de la curtea împărătească, când s-a dus, ăștia n-aveau nici zid la cetate, n-aveau nimic în jur. Nu și-a putut permite să trăiască el bine când toți ăștia erau necăjiți. S-a coborât între ei. Și cea de-a patra și ultima atitudine evlavioasă vă citesc din capitolul 13. Acum ați reținut tot ce am spus până aici. A fost sensibil la nevoile lor, s-a dus să se implice, să-i ridice. A fost statornic în lucrare până și-a terminat-o. Și s-a coborât la nivelul poporului ca să fie după cum erau și ceilalți. În capitolul 13 apare o situație ciudată, zic eu. După ce s-a întors la Ierusalim, a aflat că lucrurile se denaturaseră, se stricaseră între timp. Și într-una din cămările casei domnului, niște străini își băgase lucrurile lor. Scrie apoi de la versetul 10 că leviților nu li se dăduseră partea cuvenită și a trebuit să meargă fiecare prin diferite locuri să-și găsească de lucru și un loc să se așeze. Și scrie de la versetul 11, am mustrat pe dregători și am zis, pentru ce a fost părăsită casa Domnului? Și am strâns pe levi și pe cântărești și am pus iarăși în slujba lor. Atunci au adus toți darurile și apoi scrie de la versetul 19, am poruncit să se închidă porțile Ierusalimului înainte de sabat și a interzis vânzătorilor să-și desfacă marfa în ziua sfântă. Versetul 21. Iar i-a mustrat și le-a spus că dacă mai vin, le confiscă mărfurile. Apoi de la versetul 25, iar i-a mustrat și a blestemat pe unii și i-a lovit și le-a smuls părul și i-a pus să se jure că se vor pocăi. La astea toate eu le-am zis măsuri de disciplină. Dar un om evlavios ține și la disciplină? Dar cum să nu ține dacă el o trudit din capăt cu tot ce e acolo? Acum să-i fie tot una? Păi numai atâta trebuie o soră care s-a trudit și a făcut curat și toate le-a pus la punct. Și când vine acasă pe a doua zi copiii sau bărbatul să nu fie grijit și toate să fie întoarse. Poate să-i fie tot una, să pună leșit într-un fotoliu, să spună ce bine mă simt. Spune, măi, dar vă bate joc de munca mea?
E cam așa trebuie să spună un om evlavios în biserică după ce ani de zile s-a jertfit pe altarul sfânt. Voi ce faceți aici? Noi muncim degeaba și voi pierdeți vremea? Noi punem lucrurile la punct și voi le demontați? De aceea și Domnul Iisus, când a intrat în templu, a făcut puține ordine, ca să nu zic mai multă. Și a zis, râvna asta mă mănâncă. Și ceilalți s-au scandalizat, dar cu ce putere faci tu asta? Cu puterea evlaviei. Că pe unul care îl dore de lucrarea sfântă, nu poate fi indiferent. De exemplu, unul care dirigează corul sau conduce o formație de muzică. Dacă vede că unul a pierdut rândul în urmă cu două note ca ceilalți, cu doi timpi, adică, nu se ține de treabă, nu-l vine la repetiții. Păi nu așa ca Nemia, că atunci era în Vechiul Testament, dar poate că-ți vine să-l tragi o leacă, el le-a tras de păr, le-a smuls părul, i-a blestemat. E nu forme astea vechi testamentale, dar să-i mustri, să iei o măsură. Asta o faci din inimă. Nu că faci pe polițistul. Te doare. Ba eu când aud pe câte unul spunând, pe mine nu mă interesează ce se întâmplă. Aude că s-a întâmplat o mare necaz, că unii se lasă de pocăință. Treaba lor. Normal că nu te doare. Spunea un frate, eu dacă am muncit în grădina asta, avea o livadă. Eu la fiecare pom care se usucă îmi vine să plâng el și mă tot uit, mă-l curăș ce să fac. Că eu am muncit, eu am pus aici răsadul, eu am făcut gardul, dacă n-a făcut nimic, e ca și când trece așa imaginea pe dinaintea lui. Că nu-l doare pe el, că el n-a pus acolo umărul, n-a pus inima. Domnul să vă dea harul să vă luptați pentru disciplină în Casa Sfântă. Și asta să o faceți, cum am spus, cu durerea lui Nemia. Măi, puteam să stau liniștit la palat și să vă las așa în ruine. Am venit să mă ocup de voi să aveți ziduri. Și acum nici măcar ușurile nu le încuiați. Păi eu m-am muncit când am făcut zidul acesta, că alții au zis că vin și ne strică și am muncit cu arma în mână. Și acum aia să vină înăuntru să-și bată joc de lucrurile sfinte? Nu pot să fie așa. Așa e și Dumnezeu. O să se mire unii, zice în cartea Apocalipsei, se va scula Dumnezeu și va îngrozi pământul. De ce în Apocalipsa Dumnezeu e nervos? Spuneți-mi. El a investit în om. Ne-a creat, ne-a răscumpărat, se luptă. Și în final când vede că nu mai are ce ne face, nu poate să fie indiferent să spună, a, treaba asta. Vreți să făceți cu diavolul? A, nu mă deranjează. Dumnezeu e deranjat. N-ar putea să fie altfel, ar însemna să nu-l doară. Să ne dea Domnul și starea asta, vreți? Toate vin prin evlavie și astea le lasă Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața noastră. Asta e o taină, e o stare care te prinde. Asta e religia cea curată. Domnul să ne ajute, amin. Hai să trecem și în dreptul surorilor, că ele au așteptat cu nerăbdare. 1 Timotei, capitolul 2. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în cuvincios, cu roșine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Vreți să fiți femei evlavioase? Iată cu ce începe apostolul. Vreau femeile să se roage îmbrăcate așa cum trebuie. Să știți că întotdeauna o femeie, înainte de a fi ascultată, o femeie este văzută. Felul cum este îmbrăcată. La bărbați asta nu atrage, nu izbește privirea în primul rând. Și nici nu prea cred că sunt probleme cu îmbrăcămintea bărbaților. Eu care avem acasă 7 băieți și numai o fată, uneori chiar și zice, mă, e mai ușor dacă, ca și cum am avut 7 fete. Băiat, un pantalon și un tricou și îmbrăcat. Ei, la o fată sunt mai multe probleme. În domeniul feminin e mai complicată problema. Vreau ca femeile să fie îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Și asta înseamnă mai întâi să fie îmbrăcate. Că să stăm la o lume care e îmbrăcată numai în parte. Să fie
îmbrăcate, adică să fie acoperite. Și așa e de neplăcut când apare în public o femeie neîmbrăcată, neacoperită pe trupul ei. Dar în vremea asta se cultivă aspectul contrar. Există două boli psihice, așa sunt numite în medicină. Boala de a-ți dezveli trupul, numită exhibiționism, și boala de a vedea trupul altuia dezvelit, numită voyeurism. Și ispita asta, prima boală le apucă pe femei și a doua pe bărbați. Dar femeile vlavioase nu sunt nici bolnave de boala asta, nici nu dau prejul altora să îmbolnăvească. Ele umblă îmbrăcate cuvincios, evlavios. Asta nu înseamnă, v-am spus, să pică o călugăriță. Dar cu cât ești mai mult acoperită, cu atât mai bine. Dacă ați trăit în țările arabe, de exemplu în Iran, dacă la o femeie se vede o parte din picior de la gleznă în sus și fie și numai de câțiva centimetri, duse imediat la secția de poliție și un imam acolo, un preot de-a lor, îi ține o slujbă. Noi avem libertate, trăim într-o țară democratică și avem o lege a slobozeniei. Dar cu cât este o femeie mai acoperită, cu atât mai bine. Eu aș spune că limitele sunt la genunchi și la cot. Ce este de la genunchi sus este respită, ce este de la cot în sus iară nu este bine. Dar cu cât mai la glezne, cu atât mai bine. Sunteți ferite de o droaie de ispite, dacă veți face așa. Atât, în primul rând, știu că trăim într-o vreme în care și surorile știu multă Biblie. Și poate ați și sesizat vreuna, frate, aici scrie ca la rugăciune să venim așa echipate. Da, exact așa scrie, dar eu acum vă citesc cu un alt text, unde scrie despre felul în care să fiți acasă. 1 Petru, capitolul 3, acolo cu bărbați nepocăiți, că ăștia nu vin la biserică. Și ăștia trebuie lămuriți la domiciliu și aș spune pe stradă, unde toți sunt nepocăiți. 1 Petru 3 cu 1, tot astfel nevestilor, fiți supuse. Și nu numai, versetul 3. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în plictura părului, purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainilor, și să fie omul ascuns al inimii. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. Puneți valoare pe omul dinăuntru și trupul fizic, acoperiți-l. Că nu trebuie dat în vileag, nici să fie descoperit, nici să fie arătate formele trupului. Problema aceasta este de factură intimă și aparține strict familiei. Domnul să vă ajute să fiți așa. Și vă spun eu, femeile evlavioase așa sunt, celelalte nu. Trecem la un al doilea aspect. 1 Timotei, capitolul 2, unde scrie mai departe, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. E o altă chestiune diferită de de acoperirea trupului. Problema luxului, auriturilor, a lucrurilor scumpe și a doua apreciere în dreptul femeilor evlavioase sunt modeste, nu ies în evidență și nu pun pe bărbați și bugetul familiei la cheltuieli mari. Spunea un frate din țară, îl cunosc, este patron și mergea cu un alt patron, a mers din Bistrița până în București. Nu-i pocăit de mult și fratele ăsta și celălalt îi zice, măi, de când te-ai pocăit, tu nu te mai poți distra. Tu ai casă la mare, ai undeva la Dunăre, îi umblai cu nevastă ta. Acum am văzut o echipată din creștet până în pantofi, la biserică numai. Asta e viața? Și fratele l-a lăsat să-și descarce bagajul ca să aibă unde să-i încarce el ceva, material sfânt.
Și drumul era lung, vreo 6 ore încolo, 6 ore înapoi, și începe să-i spună cum Dumnezeu l-a ajutat, cum despre viața veșnică și despre bucuria ce are în familie ca și credincios, despre pace, cum a umblat pe alte femei, cum este liniștit. Și la un moment dat zice celălalt, băi, dacă ar fi să o recunosc pe cea dreaptă, trebuie să spun că tu ești mai fericit ca mine. Nevastă-mea mă termină. Dacă vede undeva la o reclamă sau nu știu eu ce carte, ceva mod apărută la Paris, la New York, trebuie să o comand în 4 zile. Și după ce o poartă de 2 ori îmi spune, crezi că-s țărancă? Nu le mai port altădată. Femeile evlavioase n-o să greveze bugetul familiei cu astfel de cheltuieli. O să se îmbrace cuvincios, cu gust, n-o să rămână în urmă, să fie demodate, dar nici n-o să o ia înainte, să fie o ispită, că nu știu cum se face. Eu acum spun din ce povestiți dumneavoastră și din ce citesc în cărți, că eu n-am minte de femeie, un bărbat. Dar așa am auzit, nu la una, la multe. Frate, dar ce haine, ce luxoase în adunare. Eu nu mai pot să vin, că nu-mi pot permite să vin așa. Eu chiar că n-am darul să o apreciez cu haine și din astea stare, stângaci la așa ceva. Dar uite că sunt unii sensibili care văd și cineva a trecut odată pe lângă. Zic, da, asta nu-i de marcă. Zic, da, care e diferența sau cât e de mare? Păi dacă e de marcă, e diferența de câteva sute de euro. Da, astea nu fac femeile evlavioase. Ele găsesc cum să-și îmbrace și casa. Știți că femeia aceea în Proverbe 31 își îmbracă toată casa și totul e pus la punct. Da, cartea de vizită nu este ea un fotomodel prin îmbrăcăminte, ci curățenia din casă și gustul și investițiile. Că ce folos să-i pretind soțului haine speciale, o mașină specială? Mai bine atunci fă-ți casă. Mai bine investești în ceva mai util. Știți vorba din popor, nu? Că domnia și cu cealaltă, de la celălalt capăt, costă mult. Femeile evlavioase sunt modeste, sunt smerite, că, rețineți ce vă spun, e mult mai ușor să fii smerit în haine simple decât să te trudești să fii smerit în haine luxoase. E prea mare truda. E ca și cum ai avea aripi, dar tu îți vrei să stai tot la sol, dar tot vine să zbori. Dar ia dă jos aripile să vezi cum o să umbli pe picioare ca ceilalți oameni. Și nu o să mai ispita asta. Domnul să vă ajute. Spunea fratele Negruț într-o predică, soțiilor sau surorilor, hai fi sincere și nu dați vina și spuneți că soțul meu vrea să umblă așa. Că 99% din cazuri, citez, ascultați studiul dumnealui, bărbații la fiecare v-ar spune, mai potolește-te. Fii mai modestă că n-am atâtea pretenții. Deci nu dați vina pe soț, și dați vina pe lipsa de evlavie și Domnul să vă crească doza de evlavie. Amin. Trecem mai departe la o altă lucrare. Ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Să știți că femeile au posibilitatea să facă mai multe fapte bune ca bărbații. Că multe fapte bune se fac din lucruri mărunte. De exemplu, vin niște musafiri la dumneavoastră. Acum, ce faptă bună pot să facă bărbatul? Da, dumneavoastră, faceți curățenie, faceți mâncare, îl serviți. Dintr-o dată e o listă cu fapte bune. Eu cea mai specială categorie de fapte bune pentru femei am găsit a fi următoare. Atenție, 1 Timotei 5, de la versetul 9 și 10. Spune Biblia aici și țineți minte. În orice țară femeile trăiesc mai mult ca bărbații. La noi în biserică, la ultima dare de seamă, avem 111 văduve și 6 văduvi. Deci nu se știe care ajungeți și veți rămânea singure. Că în general așa se întâmplă. Noi murim primii, că în general suntem și mai în vârstă ca dumneavoastră în familie, dumneavoastră și trăiesc mai mult. Ca să fie trecută pe lista văduvelor, trebuia să fi fost, versetul 10, să fi fost cunoscută pentru faptele ei bune. Putem înlocui, să fi fost evlavioasă.
Și iată cea mai mare faptă bună, sau fapte, categorie de fapte bune, să fi crescut copii. Cu nimic nu se adune faptele bune mai multe ca și cu copiii. Că și dacă ar fi să dai mâncare la un năcăjit în fiecare zi de 3 ori, la copil te scoli și noaptea și îi dai, așa-i? Și dacă ar fi să faci bine la unul și să îl îmbraci, păi pe copilul numai că îi dai hainele, îi le tragi tu pe el pantalonașul și bluzița până el mare să se îmbrace singur. Și în privința asta fie ne îngăduit să o recunoaștem, bărbații, că mai mult rudesc ele cu copiii decât noi. Nu mergem la servici, problemele noastre, poate mai sunt unii ca mine și ca alții care avem un serviciu de factură intelectuală, ne luăm stilou și mergem și ne punem la catedră și ele poate trudesc. Cea mai mare categorie de fapte bune pentru femei să fi crescut copii. Așteptați-vă noastră câtă trudă este la, are câte o soră, 10 copii. Avem în biserică familii cu 18 copii în viață, cu 17, cu 14, cu 13, sunt multe, că avem 780 de copii. Câtă trudă este acolo? Toate astea vor fi răsplătite. Dar nu o fi Dumnezeu mai rău ca fata lui Faraon, care a zis vis-a-vis de Moise, crește-l și îți voi plăti. Dacă un pahar de apă nu rămâne nerăsplătit. Dar cât investește o mamă în viața unui copil? Faceți-o cu bucurie, ca pentru Domnul. Și pe lângă asta, iată ce scrie mai departe. Să fi fost primitoare de oaspeți. Dați-mi voi așa în câteva cuvinte să-mi laud nevasta. Când am fost tânăr, citeam eu în Biblie că prezbiterul trebuie să fie primitor de oaspeți. M-am gândit că de bună seamă trebuie să-i mai invite din când în când să vină pe la el. Vă spun eu cum îi. Vin invitați sau neinvitați? De voie sau de nevoie? În vara aceasta, pe parcursul a 2 luni, nu știu dacă au fost 6 sau 7 zile în care să nu fi avut musafiri în casă. Dar povara asta n-a fost pe mine. Poate nici 25%, 75% a fost pe nevastă mea. Și pe lângă 8 copii care i-a crescut fără mamă și fără soacră, câte fapte bune o fi adunat, trebuie să mă trudesc și eu să o ajung, poate. Să fi fost primitoare de oaspeți, fără cârtire, cu bucurie, potrivit cu nevoile care sunt în jur. Mai departe, să fi spălat picioarele Sfinților tot cu ocazia primirii de oaspeți, să fi ajutat pe cei nenorociți. Și sunt oameni necăjiți. Și să fi dat ajutor la orice faptă bună. Că nu știu cum se face, dar oamenii evlavioși și femeile sunt mai sensibile ca noi, ca bărbații, și ele imediat găsesc pe cine trebuie să ajut și unde trebuie să sar, să faci ceva. Ele imediat știu că la sora aia născut trebuie dus o bucată de, prepară imediat ceva, fac acolo, trebuie ajutat. Dacă am văzut chiar și când uneori am mai mers cu soția undeva prin misiune, eu mă duc, mă pun pe un scaun, discut cu frați, am văzut că nevastă mea sare, se ridică, ajută femeia din casă, face ceva. Câte fapte bune puteți face dumneavoastră? Ma, ca să crească nivelul de fapte bune, reduceți-o cu luxul și cu mândria și se înclină balanța încât toată veșnicia o să fiți câștigate. Că viața așa trece. Tot grijim de frumusețe. Mulțumim Domnului că suntem după chipul și asemănarea Lui. Dar în rest, și așa bătrânim, 100%. Când ne vedem după câțiva ani, mă, nu toți ne-o zicem. Deci te-ai trecut, cât păr alb s-a adunat. Ce să facem? Să adunăm fapte bune, să ne adunăm o comoră veșnică în cer. Doamne ajută-ne! Surorilor, fiți astfel de femei de valoare în biserică. Să fiți săritoare la orice, să vă cunoască și vecinii sau în țară când mergeți. Fiți gata să vă implicați. Hai, mi-a se dat aici să vă spun un exemplu real din țară. Niște studenți de la teologia ortodoxă au plecat prin țară, pe la mănăstiri și pe la alte biserici, și au zis ei, hai să facem o incursiune și prin biserici, pe la pocăiți. Într-una din adunări, Domnul a cercetat pe unul, s-a predat și a zis, eu aici rămân. Evident că l-au dat afară, s-a retras. Părinții n-au vrut să-l mai primească. N-avem nevoie de un pocăit, am vrut copilul să fie preot. Și
S-a găsit undeva, a rămas la o familie de credincioși, o mamă, imaginați-vă, a avut încă un copil în plus, încă o serie de fapte bune, la nu știu câte vreme s-a căsătorit, tot frații au ajutat până una altă să stea undeva și s-au rugat și au zis, Doamne, am vrea să mergem și noi la părinți. De ce să fim așa distanți față de ei? Am vrea să le spunem despre Domnul Iisus. Și toți s-au rugat și la un moment dat au avut un cuvânt din partea Domnului. Duceți-vă că eu, Domnul, acum am deschis ușa. Că au încercat să sune părinții, ia legătura cu ei, nici nu voiau să audă. Și într-o zi s-au dus la părinții lui. I-au primit cu un salut mai sec. El a stat mai de vorbă cu tatăl său, dar ea, Nora, imediat a sărit să ajute pe soacră. I-a făcut ordine în casă, a făcut mâncare, a spălat. Părinții lui au zis, ei s-au dus mai pe la amiază, rămâneți la noi la noapte. A doua zi dimineață s-a sculat și din nou a muncit într-o parte, într-alta. La un moment dat, soacră s-a pus pe un scaun, a chemat-o lângă ea și a început să plângă. A zis, eu am două fete, pare mi se, dar așa ceva niciuna n-a făcut când a venit la mine acasă. Cu ce i-a cucerit inima? Cu teologii? Cu fapte bune. Și i-au zis, ne cerem scuze pentru anii care s-au scurs, rămâneți la noi. Iată că o faptă bună te califică și în fața oamenilor, dar îți aduce răsplată înaintea lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute. Și printre faptele noastre bune, vă mai amintesc ce scrie în Proverbe 31, că și bărbatul îi face bine și nu rău în toate zilele vieții lui. Îl ajută, este aproape de el, se unesc împreună și dacă pot să-și motiveze și copiii. Este la noi în biserică o familie, are 12 copii și duminica la amiază așa, la ei regulă, se știe. Postez duminica și când se termină biserica, merg pe la spital, pregătesc de sâmbătă mâncare și duc mâncare la necăjiți și la femei care sunt singure. Și și-au motivat de mici copiii și au învățat să facă fapte bune. Și toate astea se adună și vor fi răsplătite de Dumnezeu. Și în al patrulea și ultim rând, în dreptul dumneavoastră, scrie aici, în 1 Timotei 2, de la versetul 11, femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dă voie să învețe pe alții, nici să ridice mai presus de bărbați, să stea în tăcere. O femeie vlavioasă își știe locul. Adică îi dă respectul bărbatului, cum am citit și din 1 Petru 3, supusă ca și Sara, o astfel de femeie de mare valoare. Dar una care toată ziua sare cu gura înaintea bărbatului, bărbatul începe să spună ceva și ea imediat, atunci îi spune, nu, spune tu. Adică trebuie să abandoneze el ca să nu se facă de rușine în public. Țineți minte ce vă spun. Valoarea unei femei este dată de tăcerea și de supunerea ei. Asta le încununează pe toate. Dacă știe să-și păstreze locul, să, cum am spus deja, să nu sară cu gura într-un mod dezacordat, să nu tot vorbească. Chiar dacă dumneavoastră vor vorbiți mai mult, nu este asta o problemă, discuțiile între dumneavoastră, atunci în familie, cu soțul. Dar aici zice, când e vorba de adunare sau când este vorba de o prezență unde sunt și bărbați și femei, să știe să-și găsească locul ei. Învățați de la Domnul Iisus, care întotdeauna s-a supus Tatălui, sau dacă vreți, învățați de la îngeri, că și ei fac o lucrare ascunsă. În felul acesta veți da un ton bun în familie. Copiii nu se vor învăța să comenteze, să întoarcă vorba la părinți. Supunerea femeii aduce supunerea copiilor în casă. Spune versetul 15 aici, da, dacă ea n-are posibilitatea să se ridice, să predice, să se impună, ea ce să facă? Totuși, ea prin educația copiilor ei, în smerenie, vedeți, deci trebuie să văsiliți și la punctul acesta. Smerenia te face să rămâi pe locul tău, în credință, în dragoste și în sfințenie. Se spune că întotdeauna în spatele unui bărbat mare stă o femeie mare, dar stă în spatele lui. Întotdeauna în spatele unui bărbat mare stă o mamă deosebită. Și se spune pe bună dreptate că mâna care
Mișcă leagănul, conduce țara, dar nu de pe tron, ci de acolo, prin educația care o dă copiilor, prin ajutorul care îl dă bărbatului. Capeți valoare. De exemplu, să luăm o imagine din lumea aceasta. Puține femei s-au impus, așa, sunt și excepții, ca Margaret Thatcher, ca și aceasta a Germaniei, cancelara de acum, Angela Merkel. Au mai fost unele situații rare, dar altele au fost doar femei bune, capacitate în casa lor, și dintr-o dată au ajuns, n-a știut nimeni de ele, dar bărbatul lor s-a urcat în ierarhie și dintr-o dată a apărut și ea lângă el. Că dacă bărbatul e rege, și tu ești regină, dar lasă-l pe el să ajungă rege. Deci poți să câștigi valoare prin ajutorul care îl dăruiești soțului. Întotdeauna bărbatul are nevoie de un sprijin puternic acasă și copiii de asemenea. Domnul să vă ajute să puteți să fiți evlavioase și în felul acesta. Sper că le-am ținut minte și noi pe a noastră și dumnealor pe celelalte, da? Eu vi le repet așa în scurs, să le țineți minte, să nu le scăpați. Dar asta nu numai așa să le știți acum cum mergi acasă, să-i spuneți femeii, vezi că la punctul 3 ești deficitară. Nu, trebuie meditat asupra lor. Aceste chestiuni care le tratăm în biserică e ca și cum ai merge la doctor, ții analize și, de exemplu, afli colesterolul e peste norme, analizele hepatice trebuie să mai scadă. Și acolo te lupți și iei tratament în domeniul și la unde te simți puțin mai slab fizic. Și după vreme iar te duci la control. Hei, acum este mai bine. Deci, noi ca bărbați trebuie să fim sensibili și să ne doară pentru lucrarea din biserică și pentru poporul lui Dumnezeu. Apoi, trebuie să ne implicăm în lucrare. Lăsăm surorile, dacă nu. E datoria noastră. Dar când te implici să te ții, cine face o slujbă, să o facă până vine Domnul și o să zică, vine o slugă bună și credincioasă. În al treilea rând, să accepti ideea căci ca pocăit, mai bine să duci o viață mai simplă, mai modestă, ca să nu fie ispitit nimeni și să poți să fii frate cu frații. Și în al patrulea rând, să nu uiți că e de datoria ta să ții la disciplina casei lui Dumnezeu și a casei tale. Ca și femei, nu uitați să vă îmbrăcați cuvincios, o să fiți mai plăcute, mai frumoase. Nu uitați, mai modeste, dați valoare la omul dinăuntru. Angajați-vă să fiți cele din tâi în fapte bune, faceți petrecere, dar nu invidioase. Dacă vă luați alta înainte să primească musafirii sau alta să facă o lucrare din biserică, să o facă, găsește alta. Desluji nevoie oricând. Și în al patrulea rând, păstrați-vă demnitatea aceea de femeie, că știți ceva, nu știu dacă v-ați gândit, în rai nu o să mai fie bărbat sau femeie. Dacă bărbatul ca șef nu și-a făcut bine slujba, în rai nu o să fie bine premiat. Dar dumneatale, dacă în postura de femeie ți-ai făcut bine slujba și ai stat la locul tău, o să te pună la un loc de cinste, că acolo nu mai e problema ca și aici, e altfel. Jucați-vă rolul al dumneavoastră și nu al nostru. Toate astea într-un spirit de evlavie. Și veți vedea că asta am citit în versetul 8, că e folosit.